ANAF solicită contribuabililor să fie extrem de atenți atunci când sunt abordați de așa ziși inspectori din cadrul instituției. Recent, o persoană a folosit fără drept o calitate oficială de inspector superior ANAF și solicita bani în numele instituției. Solicitarea frauduloasă a fost transmisă de pe o adresă de e-mail care nu aparține instituției și s-a transmis un termen limită pentru depunerea a $2,100, precum și metoda de plată criptomonede. Aceste elemente nespecifice unei instituții de stat au dat de gândit contribuabilului care a contactat administrația fiscală, singura acțiune recomandabilă în situația în care există suspiciuni cu privire la situația fiscală proprie. Solicitarea frauduloasă a fost transmisă de pe o adresă de e-mail care nu aparține instituției anafro@europe.com. Menționăm că orice persoană fizică ce urmează a fi supusă verificării situației fiscale personale va primi un aviz de verificare care cuprinde temeiul juridic al verificării, data de începere a verificării, perioada ce urmează a fi supusă verificării, posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a controlului, solicitarea de informații și înscrisuri pentru verificare, solicitarea de depunere a declarației de patrimoniu și de venituri. Avizul de verificare este comunicat persoanei fizice cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii verificării situației fiscal-personale. Atenție! Eventualele sume de plată, creanțe fiscale, pot rezulta doar ca urmare a derulării unei verificări a situației fiscale personale, acestea fiind evidențiate în actul administrativ fiscal, adică decizie de impunere, emisă de organul de verificare și comunicat persoanei fizice verificate, se arată în comunicatul emis de ANAF.